fost primit și am avut 6 ani. Iar eu am avut vreo 9 ani. Părinții au ales să fie soț și soție, iar ei și-au dat seama că sunt suflete pereche. Suflete care trăiesc unul pentru altul și care se iubesc la nebunie. Este vorba despre Narcisa, fata de o frumusețe răpitoare, cu o voce de aur și ochi albaștri, care după ce a lăsat o Românie întreagă, fără cuvinte, cu talentul ei la X Factor, a venit împreună cu soțul ei, Gabi, la emisiunea Totul pentru Dragoste. Invitații Mirelei Vaida au împărtășit secrete din viața lor de familie. Și chiar dacă nu toți o înțeleg, Narcisa, tânăra care provine dintr-o familie de căldărari, este foarte mândră de originile ei, motiv pentru care nu ezită să-și spună fără rezerve povestea fascinantă de viață. Nu pot să spun că ne-am cunoscut, pentru că la noi a fost un fel de logodnă promisă sau am fost promiși. Dar cu timpul am ajuns să ne îndrăgostim unul de celălalt. Pot să spun doar că eu am fost promisă lui și el a fost promis mie. Sincer, nu prea ne cunoșteam, chiar dacă eram vecini, pentru că de atunci și până acum suntem vecini. Nu știu, ne-am văzut doar așa, cu prieteni, cu grupul de prieteni, ne jucam pur și simplu împreună, dar nu știam că vom ajunge să și soție. Logodna la noi nu constă în logodnă pur și simplu cu inel și cu alte chestii. La noi este un fel de petrecere în familie în care ne-am discutat și am ales să fim o familie. E cea mai frumoasă din sat. Mie mi-a plăcut din prima din ea, când am văzut-o. Dar atunci eram niște copii. Ce știam noi? Nu știam prea mult. Părinții au fost cu totul, au știut ei. Frumoasă e puțin spus. Narcisa e de-a dreptul superbă, pentru că trăsăturile ei sunt unice, demne de orice revistă glossy, în care apar doar cele mai bine cotate modele din lume. Iar de acest lucru vă puteți convinge singuri din prima clipă în care o priviți. Îmbrăcată în port tradițional, Narcisa povestește cum a ajuns să se îndrăgostească de cel cu care trebuia să-și întemeieze o familie. Mă simțeam extrem de norocoasă că el va fi viitorul meu soț. Și respectam în adâncul sufletului meu și când am ajuns să-l iubesc, Doamne, nu vă imaginați ce norocoasă m-am simțit. La o anumită vârstă în care conștientizez anumite lucruri, adică când am știut că ne vom căsători până la urmă, am început să ne drăgostim fără să vrem, mai mult, nu doar din vorbe, pentru că nu ne întâlneam efectiv cum sunt la dumneavoastră întâlnirile, ne întâlneam așa, în grupul de prieteni și pot să spun că ne-am îndrăgostit doar din priviri. Da, este adevărat. Până să ne căsătorim, nu pot să spun că ne-am întâlnit așa, doar noi doi. Nu era rușine sau doar când ne treceam unul pe lângă altul, când ne vedeam la un drum sau la un magazin, când ne întâlneam unul cu altul, doar atunci ne vedeam. Nunta lor a fost una ruptă parcă din cele mai frumoase povești ori filme de dragoste. Narcisa a purtat o rochie cu trenă lungă de câțiva metri și nu a avut voie să o dea jos timp de 3 zile și 3 nopți, cât a durat petrecerea. O petrecere mai ceva ca la Hollywood, în care s-au respectat cu strictețe toate obiceiurile. Până când ne-am căsătorit, noi nu ne-am sărutat niciodată. Pot să spun că este cu cerere în căsătorie, adică înainte de nuntă, aproximativ o săptămână, socrul meu vine și, de exemplu, mă cere de la părinții mei pentru a stabili că peste o săptămână va fi nunta. Nunta noastră a avut loc la noi acasă. În dimineața nunții, eu eram la mine acasă, iar el era la el acasă. Totul a început prin aducerea rochiei de mireasă și a costumul mirelui la mine. Și apoi am plecat către biserică pentru a ne cununa. Am petrecut până la 11-12 noaptea și am dormit pentru a fi pregătiți pentru a doua zi. Eu am dormit la soacra mea și el la tatăl meu. Și a doua zi toți vor ști că va fi încă o dată nunta, adică ceea ce presupune darul și continuarea petrecerilor, cum ar fi și tăiatul tortului, dansul mirilor care a avut loc atunci în ziua respectivă, artificiile. După nuntă, peste o săptămână, eu am primit zestre. Și am primit ceva zestre de la mama. Am primit fuste tradiționale, am primit fuste moderne, am primit covoare, pături, perne, ceea ce îmi trebuie mie. Și zestrea este o tradiție pe care noi o vom continua din generație în generație. Adică ea a primit-o de la bunica mea, mi-a dat-o mie și eu voi da copiilor mei. În noaptea zestrei a avut loc noaptea nunții. Pot să spun că i-am simțit-o cu mulți, mulți fluturi în stomac.
multe emoții și mult entuziasm, adică, vai, Doamne, vai, eu simt ceea ce simt, nu vine să cred ce se întâmplă cu mine. Gândurile mele sunt în altă parte. În emisiunea Mirelei Vaida, totul pentru dragoste, Narcisa a povestit și despre relația cu soacra sa. Ei bine, și dacă pentru mulți proverbul soacră, soacră, poamă acră se potrivește, pentru frumoasa brunetă nici vorbă de așa ceva. Încă de la început, superba Narcisa a fost primită cu brațele deschise în familia soțului ei. De când am căsătorit, a trecut un an și două luni. Relația de noră-soacră, nu pot să spun că este de noră-soacră, pentru că soacra mea, pentru mine, este ca o mamă. Pot să spun că este relație de fiică și mamă. Nu știu, Dumnezeu mi-a dorit o soacră cum nu pot descrie în cuvinte. Este iubitoare, mă respectă și mă iubește mai mult ca pe mama mea. Și uneori când stăm împreună, amândouă, parcă suntem prieteni care vârfim și ne povestim una cealaltă. Se știu din copilărie. Acum se iubesc la nebunie, iar la ei cuvântul divorț nu există. Narcisa și soțul său, Gabi, sunt învățați să se respecte și să se iubească necondiționat, chiar dacă uneori amândoi sunt și puțin geloși, după cum singuri recunosc. Eu nu pot să spun că sunt o fire geloasă. Chiar dacă într-o relație și când doi oameni se iubesc, trebuie să existe și gelozie, nu indiferență, evident. Dar nu gelozia aia ca destructivă, ci gelozia din punct de vedere constructiv. Eu cred că o avem. Da. Nu, la noi nu există divorț. Iar viața fetelor mondene care apar în toate tabloidele nu o atrage câtuși de puțin pe tânăra din Galați. Narcisa este foarte fericită în palatul ei de cleștar, acolo unde gătește, face curat și are grijă de soțul ei, așa cum a învățat și ea de la mama sa. Uitându-mă la fetele din jurul meu, adică care merg la discoteci și fac alte lucruri, eu mă simt extrem de fericită așa cum sunt, împlinită și mă simt iubită. Alături de familia pe care o am, nu știu, poate am făcut ceva bine pe lumea cealaltă, nu știu unde, dar Dumnezeu mi-a dorit o familie extraordinară, cu oameni extraordinari alături de mine. Gabi, soțul Narcisei, este și el mândru, nevoie mare de superba lui soție și are toate motivele. Invitatei din emisiunea Totul pentru Dragoste îi se luminează ochii când vorbește despre cel care i-a fost promis și de care este îndrăgostită, Lule. Sunt foarte norocos, da, am pe Narcisa. Am simțit o bucurie enormă pentru că Dumnezeu mi-a dăruit pe el, un om extraordinar care mă iubește enorm de mult și simt asta și îl iubesc extraordinar de mult. Iar Narcisa nu este doar extraordinar de frumoasă, ci e și foarte deșteaptă și extrem de talentată. Anul trecut, superba brunetă i-a cucerit pe toți românii atunci când a participat la X Factor și a cântat o melodie în limba engleză. Pentru că îi cunoșteau pasiunea pentru muzică, tatăl și soțul ei au complotat și au adus-o în fața celor patru jurați. Iar Narcisa a cucerit o țară întreagă cu mierea din glasul ei. I got my ticket for the long way. Tata a fost cel care m-a încurajat și mi-a spus: hai să vedem, mai să încercăm, poate e ceva. I-am zis: nu, cum să mă înscriu la X Factor? Și a zis: gata, mergem. I got my ticket for the long round, to bottle the whiskey for the way, and I'm sure one like some sweet company, and I'm leaving tomorrow, what you say? When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone, gone. Frumos îmbrăcat, așa n-am mai avut niciodată. 7 ani și să cânte în engleză. Cu așa o poveste fabuloasă, emisiunea Totul pentru Dragoste, în care au fost prezenți Narcisa și soțul ei, Gabi, a fost lider de audiență vineri. Iar poveștile de iubire continuă zi de zi, de la ora 14, la emisiunea prezentată de frumoasa Mirela Vaida.